Înființarea băncii de gene pentru legumicultură, floricultură și plante aromatice la Buzău va fi decisă printr-o hotărâre de guvern. Documentul este așteptat să plece săptămâna viitoare de la Ministerul Agriculturii și să intre pe circuitul de aprobare. Practic, banca de gene ar urma să se înființeze ca structură autonomă în subordinea Ministerului Agriculturii. Costurile estimative pentru acest obiectiv sunt de 6 milioane de euro, însă suma este doar una aproximativă. Valoarea reală a investiției va fi obținută abia în momentul în care banca va avea un cadru legislativ necesar funcționării, iar Ministerul Agriculturii va comanda un studiu de fezabilitate. Prezent în studioul Campus TV, cercetătorul Costel Vânătoru a explicat că definitivarea cadrului legislativ pentru înființarea băncii nu poate fi făcută mai devreme de o lună. Nu sunt însă excluse unele întârzieri. De la lansarea ideii în spațiul public, Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău a întâmpinat numeroase piedici. La un moment dat a existat posibilitatea înființării acesteia în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Accesarea fondurilor europene a fost blocată ca urmare a refuzului Academiei de Științe Agricole de a pune la dispoziție un teren pentru cercetare. Recent, problema terenului a fost rezolvată. Primăria municipiului Buzău a pus la dispoziție o suprafață pentru înființarea băncii de gene în Parcul Crâng, în locul fostelor birouri și sere ale Urbiserv.